Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, aici în studioul Capital TV, la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună, campania electorală a trecut, e timpul fotoliului cu ghimbi fără promovare electorală. Îi spun bună ziua, bun venit invitatului meu, domnul Vasile Căreguț, primarul orașului Giurgiu. Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc astăzi la această emisiune. Ia să vedem, domnul Căreguț, pe mine mă enervează chestia asta cu primarul reales. Reales a fost unul singur la al 14-lea congres. Dumneavoastră ați fost ales, da? Că din nou, aia e partea a doua. Ideea este că ați câștigat alegerile la Giurgiu cu un procent de 53,6%. Deci mare, destul de mare. 53,6%. O spuneți așa, mai ușurel. Aveți emoții astăzi la fotoliu cu ghimbi? Nu, chiar nu. De fiecare dată când am fost aici la dumneavoastră în emisiune, am spus lucrurilor corecte, lucrurile adevărate din orașul Giurgiu și chiar nu aveam de ce să am emoții. Da. Cum a fost, domnule primar, campania asta electorală care a trecut? Prin ce momente ați trecut dumneavoastră? Cât de mult v-ați enervat? Cât de mult ați fost deranjat? Cât de mult v-ați văzut de primărie în toată campania asta electorală? Ba mai mult decât atât, dumneavoastră sunteți unul dintre primarii demiși, pe care fostul prefect v-a trimis în concediu, ca să zic așa. Ne-a făcut un bine, probabil. V-a făcut un bine. Eu cred că și chestia asta v-a mai dat niște puncte în plus la procente. A fost o campanie, să spunem așa, și cu lucruri frumoase și cu lucruri mai puțin frumoase, dar în primul rând la partea de lucruri frumoase a fost crearea unei echipe care a și câștigat alegerile în orașul Giurgiu pe toate fronturile. Pentru primar, pentru Consiliul Local, pentru președintele Consiliului Județean și, bineînțeles, și pentru lista de consilieri județeni. Am creat o echipă care sper și în continuare să o putem ține așa apropiată și ce mi-a plăcut cel mai mult nu au fost interesele. Deci fiecare dintre cei care participau în fiecare zi alături de mine și de echipa de consilieri muncea în așa fel încât aveam impresia că el este pe primul loc și nu, eu știu, persoane care au venit pentru a sprijini primarul, consilierii locali sau județeni. Adică nu s-a ținut cont de faptul că unii pe locul 6 pe listă, alții pe locul 7 trăgeau doar cei de pe să tragă doar cei de pe primele locuri, ziceți dumneavoastră. Chiar și cei care nu au fost pe listele de consilieri sau ăsta au muncit alături de noi în fiecare zi pe toate zonele, având cele 10 sate, în fiecare zi se mergea pe câte o zonă. A fost, v-am spus, o campanie frumoasă. Am încercat și de data aceasta, ca și în 2016, de a avea o campanie pozitivă și de a spune lucrurilor ce au fost făcute și ce vor trebui făcute în orașul Giurgiu și n-am mers pe o campanie de migrare. Vreau să vă spun că în toată campania, cred că 3 sau 4 persoane m-au întrebat de contracandidați și am încercat să dau așa un rezumat scurt și să nu povestim despre contracandidați, fiecare să-și expună singur calitățile de manager sau de, eu știu, proiectul care și-l doreau pentru a câștiga primăria de la Giurgiu. Ce calități de manager vă faceți sără, domnul Căreguț, pe cuvântul meu? Adică unul dintre contracandidați, nu spuneți dumneavoastră, spun eu. Eu am dreptul să mă amuz, nu ca orice om din lumea asta. Acum, dacă dumneavoastră vreți să fiți cu mânuși, e treaba dumneavoastră. Dar unul dintre candidații noastre poza în campania electorală ca luceafărul Giurgiului. El face, el drege, el dezvoltă și, pe urmă, după ce au fost alegerile locale, deci aia a fost cireașa de pe Tolorești, cât pot să fi de bătut în cap să posteze așa ceva. Am văzut pe Facebook o chestie cum că vine nu știu ce reprezentant de la Ministerul Economiei să-i salveze lui uzina mecanică Oreștie unde e director. Păi bă, nene, dacă ești așa de deștept
de bun manager, de așa mai departe. Asta e părerea mea, mi-o asum, mi-asum ceea ce spun. Și noi împreună cu echipa am privit un pic. Cum poți să aștepți să vină unul de la minister să-ți salveze firma pe care o conduci? Deci, da, are suplus. Da, mă rog, despre asta treceți-le la capitolul amintiri. Oricum vor mai fi tot felul de lucruri de genul ăsta, că mai sunt campanii electorale și peste 4 ani, mai este una acum, imediat începe pentru parlamentare, dar nu cred că lucrurile vor sta chiar așa ca în cascadorii râsului în campania care urmează. Bun, revenind, apreciez faptul că sunteți cu mânuși și că încercăm și acum să menținem acel calm. Am fost foarte echilibrat și în campania electorală. Chiar de multe ori îmi spuneau colegii mei în perioada campaniei, dar cum puteți să fiți chiar așa de calm? Și eu zic că păi de ce să nu este calm, una din calitățile mele ca și persoană, vorbind aici, de a fi foarte echilibrat și de a gândi înainte de a vorbi. Ceea ce alți contracandidați care au fost în campanie electorală, probabil prima dată au vorbit și după aceea au gândit ce prostii au scos sau eu știu ce poze au făcut și ce materiale au pus în campania electorală. Păi da, adică nu poți prosti omul chiar așa. Ce am observat foarte bine la cetățenii orașului Giurgiu, au stat foarte calm și au ascultat pe toți când au fost în campanie, le-au promis la toți că o să fie cu ei și a fost așa un entuziasm, să spun așa, și a celor de la PNL și a celor de la PPUSL și de la USR, chiar și cei de la Pro-România, în care aveau impresia că vor câștiga cu siguranță primăria Giurgiu, dar aici vreau să-i felicit pe cetățenii orașului Giurgiu că au ales în primul rând omul și poate nu întâmplător acel slogan al meu, fapte nu vorbe, a prins la persoanele care sunt în orașul Giurgiu și vă dați seama, undeva la 1600 de voturi din 2900 au spus, da, într-adevăr, este omul faptelor, nu al vorbelor și trebuie să ducă mai departe proiectele începute în perioada 2016-2020. Eu vreau să-i felicit că au avut încredere în mine, au avut încredere în echipă și ce este iar îmbucurător, pentru prima dată voturile pentru președintele Consiliului Județean și pentru consilierii județeni a fost foarte apropiat de a primarului. În alți ani, făcând politică din 2003, era o diferență mare între voturile date de cetățeni pentru primar și pentru Consiliul Local sau Consiliul Județean. De această dată, oamenii au ascultat mesajul meu. Eu știu, acele materiale care le-am înmânat locuitorilor pentru a avea încredere cu acel program, cu ce s-a făcut și ce se dorește în perioada următoare și, bineînțeles, mesajul meu a fost să fie alături de mine și echipa de consilieri și echipa de la Consiliul Județean, unde îl aveam pe Ioan Șpan, care e un jurist și chiar mi-am dorit să ajungă consilier județean pentru a ajuta zona de orăștie Giurgiu și, bineînțeles, să fie împreună cu domnul președinte Nistor unul dintre consilierii buni sau din cei care vor face lucrurile frumoase în județul Hunedoara în perioada următoare. Toată lumea râdea de noi când le spuneam că este pe locul 18 pentru Consiliul Județean și am spus de multe ori să aibă încredere în mine că acel loc 18 este mai eligibil decât locul 2 sau 3 la celelalte partide. Asta e bună. Așa. Și a prins? Și a prins. Este la Consiliul Județean PSD este până la locul 21, am înțeles. Lumea a avut încredere în mesajele noastre a primarilor și nu numai de la Giurgiu, și de la Orăștie, și de la Hunedoara, și bineînțeles Valea Jiului, care și de data aceasta a fost alături de domnul președinte Laurențiu Nistor și de echipa de consilieri județeni. Și, bineînțeles, și echipa de la Giurgiu, de consilieri locali, avem 8, avem majoritatea în Consiliul Local și sperăm în perioada următoare, după validarea primarului, cu aceste reguli
noi care au apărut în codul administrativ să putem valida Consiliul Local și, bineînțeles, alegerea viceprimarului, a doamnei viceprimar Carmen Călugăr, cu care am lucrat foarte bine în perioada 2016. Deci îmi spuneți acum că propunerea noastră va fi tot doamna care a fost viceprimară. Da, deci a fost de la început o propunere a echipei noastre. În momentul când a început campania electorală s-a spus de la început, s-au clarificat lucrurile și în perioada următoare, când va fi validarea Consiliului Local, cu siguranță și alegerea viceprimarului va fi în regulă. Bun, ați spus acolo, Cărăguț, fapte nu vorbe. Chiar v-am preluat sloganul din campania electorală. Nu ați știut lucrul ăsta, că dumneavoastră nu vedeți monitorul de control. Ați amintit și dumneavoastră de el o chestiere și puțin antologică, așa se întâmpla în timpul campaniei electorale, când dumneavoastră erați demis pentru că ați trecut de la PSD și asta se întâmpla, cred că, prin ultima săptămână sau cu vreo săptămână jumate înainte de a se termina campania electorală. Din data de 9 septembrie a fost trimise ordinele de domnul fost prefect și cu mare drag îl aștept în campania electorală la Giurgiu ca să putem așa să ne spălăm un pic polițele. Da. A fost o hotărâre specială atunci a lui la comandă politică. Demiterea noastră, vă dați seama în ce haos a pus primăria de la Giurgiu. În momentul în care demiți primarul, viceprimarul și 6 consilieri locali din 15. Dar dacă pentru dânsul, care spunea de multe ori că trebuie să pună pe prim plan administrația și nu politica, cred că de data aceasta la Giurgiu a pus politica și după aceea administrația. Vă dați seama că au fost câteva zile în care au fost blocaje, în care nu s-au putut plăti la furnizori banii veniți pe proiectele de finanțare, se risca un pic returnarea celor bani înapoi la ADR sau la Ministerul Dezvoltării din cauza la această gândire un pic. Da. Nu, amuzant era faptul că, deși nu mai era primar, cel puțin în acte, da, că erați demis, la dumneavoastră în oraș încă și în localități se asfalta. Deci oamenii își făceau treabă. Furnizorii și cei care au contractele, este normal să își le ducă mai departe, indiferent de cine era la conducerea primăriei, dar acel blocaj credeam că este atunci câteva zile până la instalarea viceprimarului, unul din rândul consilierilor propuși de cei de la PNL, dar văd că acel haos a continuat inclusiv acum, când chiar ieri am fost până la primărie. Vreau să vă spun că din data de 12 nu am mai intrat în primărie până ieri. Ieri am fost pentru adeverință și am constatat că și acum este acel haos în care viceprimarul stă toată ziua în birou și nu face nimica. Și viceprimarul care este activ acum, da, cel propus de cei de la PNL, și lumea nu merge. Dar de cetățenii, ce nu face nimic? Toată ziua stă acolo. Că am întrebat și-o, bun, a fost pe teren, a verificat lucrările, a luat măsurile care trebuie să le ia un viceprimar cu curățenia. În stațiune este dezastru, pe zona de cartier la muzicanților, când ne aducem aminte prin decembrie, înainte de sărbători, mi-a creat așa o imagine negativă că zona de râu a Văii Giurgiului este invadată de gunoaie, de tot ce ăsta. Vreau să vă spun că dacă trimit mâine o poză la dumneavoastră la presă să vedeți cum arată acum, când administrația este condusă de ei de la PNL și nu fac nimic, nimic. O să vă trimit mâine, promit. Să vedeți în ce hal a ajuns acea zonă, care acum 3 săptămâni înainte de a fi noi demis, era, în fiecare zi aveam echipe care făceau curățenie acolo, întrețineau acele zone. Acum este dezastru peste tot. Am înțeles. Mă gândeam acum la un lucru, asta ca să se știe că nu discut înainte cu invitații, vreau să vă cer numărul, să-l sun în timpul emisiunii, să-l întreb ce a făcut dumnealui în calitate de viceprimă ca să-și merite salariul, care și un salariu. Nu știu dacă faceți un lucru bun, dacă chiar să punctăm și acest lucru, niciunul dintre contracandidații mei, în afară de doamna Agripina Cazan, care a fost la dumneavoastră în emisiune, n-au ieșit pe un post de televiziune, de radio, deși că prietenilor au acele trusturi de presă și puteau să iasă să se exprime, să le vedem un pic cuvintele, au cuvintele la ei.
dacă ne aducem bine aminte, niciunul dintre ei, în afară de doamna Cazan Agripina, care a fost la noastră în emisiune, și vreau să o felicit pentru emisiunea care a avut atunci la dumneavoastră, cum a punctat lucrurile, deci un om care are o viziune față de ceilalți care, în afară de a scrie pe Facebook acele materiale, de a posta de pe acele conturi false cu atacuri la persoana mea, altceva nu știu să facă. Acum, cine știe, poate faceți echipă cu doamna Agripina la un moment dat în Consiliul Local acolo. Nu, doamna nu a ieșit consilier local. N-au prins niciun loc? Deci are 8 consilieri PSD, are 6 cei de la PNL și unul cei de la PPUSL. E păcat, pentru că la un moment dat într-o emisiune, cred, nu știu dacă nu cumva în ultima emisiune, doamna Agripina, mai că ești ce votați... Știu, chiar ați punctat dumneavoastră, ați punctat. Bun, și ce o să urmeze? Să-l susținem pe... Da. Deci era interesant. Eu cred că ați fi putut să faceți o echipă cu doamna ca cu și consilier. Cu siguranță, dacă ieșea consilier local, cu siguranță se făcea o alianță de parteneriat la Gioagiu. Chiar dacă avem majoritatea în Consiliul Local, având 8 din 15, cu siguranță fiecare consilier este foarte bine să vină alături de noi. Probabil vom discuta și cu cei de la PPUSL, chiar cu domnul președinte Mărginean, pentru ca, eu știu, consilierul local de Gioagiu să se alăture echipei PSD în perioada 2020-2024. Bineînțeles, pentru a... Bun, acum, sincer să fiu, eu nu cred că acolo s-a votat partidul respectiv PPUSL, eu cred că s-au votat oamenii sau omul care a candidat pe... Cu siguranță, candidatul de la PPUSL, domnul Danciu Aurel, a fost viceprimar două mandate, perioada 96-2000 și 2012-2016 și probabil a fost ales ca și persoană, nu ca și partid. În schimb, la cei de la PNL, vreau să vă spun sigur din ce am văzut și ce am mai stat de vorbă cu oamenii, acolo partidul a tras oamenii și nu oamenii partidul. Da, acolo da, până la urmă. Bun, hai să vedem. Ziceți că lucrările au mers mai departe. Administrația a stat un pic pe loc. Când primiți hârtia de la judecătorie? Noi așteptăm două hârtii de la judecătorie. Una pe acea demitere a prefectului, trimisă în data de 9. Bineînțeles că am primit-o doar în 11. Eu împreună cu doamna viceprimară am acționat în contencios administrativ acea decizie, deoarece scrie clar, mai ales la primar, că pierderea calității primarului este doar prin demisie. Deci la mine nu există nicio demisie. Dacă domnul prefect sau juriștii de la prefectură o să ducă acea demisie la prefectură, cu siguranță într-o emisiune când o să vin la dumneavoastră o să-mi cer scuze că au găsit acea demisie și au avut dreptate pentru demiterea mea. Și bineînțeles a doua, am înțeles că pe data de 16, deci vineri, avem pe rol la judecătoria Orăștie validarea mandatului de primar. De asta vorbeam. De primar. Sperăm ca judecătorul să trimită cât mai repede prefecturii validarea și, bineînțeles, după aceea prefectura să lase deoparte culoarea politică sau politica și să țină doar administrația, să țină la administrație, mai ales cu noul prefect, care este Călim Marian, și să trimită cât mai repede acea adresă de... pentru validarea primarului, pentru a nu mai ține în haos primăria de la Gioagiu. Păi dacă în 16 vine hârtia asta, probabil că tot pe săptămâna viitoare ați putea să faceți și ședința de constituire a Consiliului Local, sau nu? Ședința de Consiliu Local se cam maxim 10 zile. Maxim 10 zile. Mă rog, cu reprezentanții prefecturii. Da, împreună cu cei de la prefectură, împreună cu secretarul orașului, vom discuta inclusiv cât mai repede, să respectăm și normele. Da, pentru a intra într-o normalitate până la urmă. Deoarece avem nevoie de Consiliul Local. În perioada următoare sunt câteva proiecte care trebuie să meargă mai departe și să încercăm să mergem pe cele noi care le-am promis și
Chiar zilele trecute, împreună cu primarul de la Borsec, împreună cu primarul de la Bazna și cu încă câțiva primari de stațiuni, am avut așa o întâlnire pentru a crea o structură asociativă pe toate stațiunile. Deci cu reprezentanți din toate stațiunile. Da, deoarece aceste... Vreți să faceți o asociație, o chestie, sau ați făcut-o deja? Deci ele sunt Asociația Orașelor, Asociația Comunelor, Asociația Stațiunilor Balneo. Vrem acum să înființăm Asociația tuturor stațiunilor, indiferent de... că sunt montane, sunt de litoral sau de munte sau de sau balneare. Deoarece în perioada 2021-2027 vor fi fonduri alocate direct de la Bruxelles pentru aceste structuri asociative. Și nu de neglijat fondurile. Și nu este de neglijat și atunci cu siguranță colegii primari din țară vor, se vor înscrie în această asociație. Deci orașul Giurgiu va fi membru fondator al acestei... Okay, poate o să deveni și președinte, ar fi o chestie. Sau vicepreședinte. Nu știu, acolo vor fi alegeri democratice să vedem atunci. Nu o să... să discutăm acum despre el. Și noi mai suntem înscriși într-o asociație, Moții Țara de Piatră, unde împreună cu domnul primar de la Zladna, care este președintele acestei asociații, el a fost cel care a înființat, unde sunt 5 consilii județene în această structură și undeva la 32 de primării din zona Munților Apuseni, unde tot așa ne dorim pe acea structură asociativă să depunem cerere direct la Bruxelles pentru acele finanțări, pentru, eu știu, extindere rețele, căi de acces și pe partea cu stațiunile balneo, pe partea turistică să putem dezvolta aceste stațiuni micuțe sau cele mai mari cu ce mai au nevoie. Deci avem nevoie de Consiliul Local, chiar zilele trecute au primit la primărie fetele de la proiectele de finanțare, de la acel departament, să trimitem extrasul la Compania Națională de Investiții pentru un bazin olimpic de not. Și vă dați seama că este nevoie de Consiliul Local pentru a aproba indicatorii, pentru a identifica terenul, să vedem unde găsim teren și... în cazul în care nu vom identifica un teren public în zona de Giurgiu Băi, atunci vom apela la persoanele fizice din stațiune să vină în sprijinul nostru pentru a găsi o soluție pentru a cumpăra un teren. Avem nevoie undeva la 4.000-5.000 de metri pătrați pentru a pune la dispoziție Companiei Naționale de Investiții acel teren pentru construirea unui bazin olimpic în orașul Giurgiu. Asta e bazin olimpic sau bazin olimpic didactic? Didactic. Avem două cereri, să vedem unde, care dă bine. Am înțeles. Păi, da, că dumneavoastră aveți acolo gaz, nu? Da, este. Aveți gaz, aveți utilitățile, aveți tot ce trebuie. Ar fi frumos în stațiune, având și apa termală, dar în stațiunea Giurgiu Băi foarte puțin teren public mai este. Uh-huh. Chiar dacă este, eu știu, un 700, un 400 de metri pătrați, la acest bazin avem nevoie undeva între 2600 și 4000. Și atunci unde ar fi o variantă? Ar fi o variantă în Giurgiu. În Giurgiu sat. În Giurgiu sat. Uh-huh. Și atunci vom merge pe acel bazin didactic, având și colegiul tehnic agricol Alexandru Borza, dar mi-aș dori totuși, dacă am identifica împreună cu persoanele fizice sau agenții economici din stațiune, un teren unde să putem să depunem cererea pentru un bazin olimpic, deoarece având stațiunea, trebuie cumva să găsim varianta pentru a supraviețui și perioada de toamnă, iarnă, primăvară, nu doar în sezonul estival, mai-septembrie, când stațiunea merge la capacitate și în perioada septembrie, martie, aprilie, merge așa pe avarie, să spunem. Bun. Cum vedeți dumneavoastră viitorul orașului Giurgiu în următorii 4 ani? Asta una la mână și pe urmă discutăm un pic pe lucruri concrete. Bineînțeles,
A fost una din promisiunile mele în 2016 de a ridica orașul George, deoarece era așa într-o stagnare. Vă dați seama, în 2016 nu aveam niciun proiect de finanțare european, se lucra doar la unul singur, era partea de SF, a Casei de Cultură. Acum orașul Giurgiu are undeva la 20 de proiecte, undeva la 16 deja sunt în lucru și avem depuse încă două cereri noi, chiar înainte de a fi demis, la începutul lunii septembrie, am depus pentru mobilitate urbană, pentru a schimba imaginea zonei de centru a orașului Giurgiu, de la podul Mahler din Giurgiu și până la biserica din Giurgiu, Biserica Catedrală, care mâine are hramul Sfintei Parascheva și pe această cale invit pe cetățenii orașului Giurgiu să participe de dimineață la liturghie și după masa de la ora 16 la masă, dacă tot am deschis. Da, acea zonă ne dorim înlocuirea... Unde va avea loc asta? În... La biserica din Giurgiu. Biserica din Giurgiu, din Giurgiu sat. Din Giurgiu sat. Așa. Acea zonă ne dorim înlocuirea tuturor rețelelor de curent, apă, canalizare, tot ce-i, totul va fi subteran și bineînțeles amenajarea trotuarelor, a unei zone de parcare în zona de centru unde este școala generală din orașul Giurgiu, zona Casei de Cultură. Deci pe acest proiect ne dorim amenajarea zonei de centru din orașul Giurgiu și mai avem încă un proiect, încă o cerere pentru a crea condiții și de a renova toate obiectivele turistice din orașul Giurgiu. Este interesant. Este depusă și sper împreună cu echipa de la proiecte să în perioada următoare să depunem tot ce este nevoie ca și documentație și bineînțeles pentru a se aproba acea finanțare. Bun, și acum trebuie văzut ce va apare pe 2021-2000, ce vor apare ca și finanțări pe axele de finanțări. Tot în perioada următoare ne dorim așa, îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a orașului. Asta care e foarte important. Este foarte important, deoarece nefiind prinse acele lucrări sau acea gândire în acea strategie, nu se pot depune cereri de finanțare nici la Ministerul Dezvoltării, eu știu, la Guvernul României și nici la ADR Vest, la partea de finanțare europeană. Și atunci acolo o să le cuprindem împreună cu agenții economici din zonă, împreună cu cetățenii orașului, probabil vom face câteva dezbateri publice, dacă ne va permite și starea de alertă care este în această perioadă și sperăm să nu se agraveze. Pe raza orașului Giurgiu chiar nu au fost așa probleme, sunt eu știu câteva așa răzlețe, eu știu în izolare, dar chiar dacă avem sanatorul de pneumo, unde sunt și acum undeva la 30 și ceva de persoane acolo în care primesc îngrijirile pentru cei care au partea de COVID. Sperăm că și în perioada următoare orașul Giurgiu să fie ferit așa de această pandemie și să putem duce mai departe și pentru a finaliza lucrările care ni le-am propus în perioadele următoare. Bineînțeles, avem proiectele care sunt începute, să le finalizăm, Casa de Cultură, Centrul de zi de vârstnici, parcul de la Giurgiu Băi, avem un pod care zilele trecute a fost scos la licitație pentru a nu mai intra traficul greu în localitatea Giurgiu, în zona de centru. Avem tot așa apa și canalizarea în satul Cicmău, s-a depus documentațiile la Compania Națională de Investiții pentru apă și canalizare în satul Homorod și am înțeles de la fetele de la departament că s-a primit că nu este eligibilă canalizarea și atunci vom merge doar pe alimentarea cu apă, deoarece este distanța prea mare și au ei standardul cost, acel coeficient de calcul pe suprafață, pe număr de locuitori, pe gospodării. Și spunea că nu va fi eligibilă canalizarea, dar vom merge pe alimentarea cu apă a satului Homorod. În prima fază.
În prima fază, da. Și după aceea să vedem ce soluții vom găsi. Bineînțeles că acea broșură noastră cu ce ne propunem în perioada următoare acoperă cam fiecare sat în parte și ne dorim împreună cu consilierii locali care am și am o echipă tânără, o echipă nouă, chiar câțiva mai sunt din garda veche, așa să spunem, care au fost în Consiliul Local 2016-2020, să încercăm să facem pe fiecare zonă ca acest oraș să arate frumos în perioada 2024 și, bineînțeles, este și o mândrie a mea ca primar să avem finalizate aceste lucrări și cei care vizitează stațiunea Giurgiu Băi și orașul Giurgiu și satele aparținătoare să vină cu mare drag în zona noastră. Și aici, bineînțeles, și cu sprijinul Consiliului Județean, acum având majoritatea și în Consiliul Județean, îl știu pe domnul președinte Laurențiu Nistor, care este o persoană ambițioasă și își dorește să facă lucruri frumoase pe toate zonele. Îmi doresc și în orașul Giurgiu ca acel proiect Culoar Mureș Nord, care și în campania electorală îmi spuneau oamenii să nu mai auzim de el până nu chiar vedem că se încep lucrările. Da. Și am spus să aibă încredere, cu siguranță se vor începe lucrările. Și bineînțeles, împreună cu cei de la APA Prot și Consiliul Județean, cu acea extindere pe POIM a rețelei de apă de la Sfântă Mărie Orlea, care toată lumea și-o dorește la Giurgiu să fie apă potabilă de calitate și, bineînțeles, de a nu mai fi acele întreruperi care au fost anii trecuți. Domnule Căruț, cum stă treaba cu locuințele ANL, cu blocul ANL? Ați predat vreo cheie până acum? Ați dat vreun apartament? Cred că n-ați apucat să faceți lucrul ăsta. Nu, chiar am omis să le prezint și acele două lucruri frumoase acolo în acea zonă de lângă primărie. Și pe urmă vreau să discutăm și despre grădința cu program prelungit. Da, la blocurile ANL, constructorul acum, eu știu, mai face ultimele retușuri. Cei cu instalațiile de la instalația de gaz, am înțeles că au finalizat lucrările. Mai sunt la partea de canalizare, de branșamentele de canalizare. Cu centrală de bloc sau cu centrală individuală fiecare? Nu, va fi centrală centralizat, deci va fi camera centrală care va asigura, dar este în fiecare cameră, în fiecare bucătărie este pentru aragaz și gaz în fiecare apartament. Acolo sperăm ca, eu știu, până la finalul lunii noiembrie, deoarece noi până la sfârșitul lunii iulie am primit acele dosare pentru a intra în analiză la comisia care era atunci stabilită de către Consiliul Local și de a analiza din, știu că a fost undeva la 60 și vreo 5 de cereri, dar dosare sunt undeva la 35 sau 37, 37 parcă de dosare. Deci câte apartamente sau câte locuințe? 30 sunt locații. 30 locuințe, da. Și cereri câte aveți? 37 de dosare. A, deci mai mult cu 7. Cu 7. Că mă gândeam acum, știți, de regulă, cel care nu primește sau nu primește, zice, n-a vrut primarul să-mi dea. Nu, sunt criteriile care sunt pe site-ul Ministerului Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții, unde chiar înainte de a-și depune dosarele, am pus pe site-ul primăriei și a noastre personale să vadă acele criterii și fiecare putea să-și facă criteriile acasă, să vadă ce punctaj îndeplinește. Acolo, v-am spus, să finalizeze lucrările la acel branșament de canalizare. După aceea, bineînțeles, cade în sarcina noastră a primăriei și Consiliului Local de a amenaja partea de exterior a celor două locații, bineînțeles, amenajarea unei parcări, a unui spațiu de joacă și acolo probabil vom avea un pic o dificultate, deoarece noi din luna iulie am făcut o adresă către Ministerul Finanțelor ca în cazul în care va fi o rectificare de buget, să fie alocată o sumă de bani și pentru orașul Giurgiu, pentru a finaliza aceste lucrări și la blocul ANL și la grădinița cu program normal, care este lângă blocul ANL, de a amenaja toată acea zonă. Acele lucrări sunt undeva la 7-8 miliarde,
lei vechi, să spunem așa, sau 800 de mii de lei. Neavând bani în buget, noi am făcut o adresă către Ministerul Finanțelor pentru a ne sprijini cu la rectificarea de buget cu o sumă pentru acele lucrări care sunt necesare pe cele două locații. Bineînțeles, după demiterea noastră, nu știu, a doua zi sau a treia zi, au venit de la Ministerul Finanțelor o rectificare de buget de 500 de lei, de 5 miliarde și bineînțeles că această conducere care spuneam că a fost un haos în această perioadă la Giurgiu, în această lună, a dirijat acei bani către liceul din Giurgiu, unde cu siguranță erau necesare acolo. La mine avea o adresă de 970 de mii de lei, deci 97 de mii și le-a dat un miliard nevoie. Jumate. Având directorul de acolo, politic pus de cei de la PNL și ceilalți bani s-au tot certat pe acolo că nu știau unde să îi pună. Dacă n-ai un pic experiența și de economie și de tehnică, e normal să nu știi unde să pui banii. Bineînțeles că acei bani nu au fost dirijați niciun leu către aceste lucrări. Și tocmai de aceea... Și rectificarea a venit, dar... A venit... Ca și când nu mai fi fost mai mult, liceul a fost câștigat din da, este și parte felicitări că a sprijinit, dar trebuia gândite un pic inclusiv aceste lucrări care trebuiau finalizate și probabil își doreau chiar ei să analizeze acele dosare și pentru a amâna cheile familiilor care îndeplinesc condițiile. Dar lipsa de experiență și-a spus și de data aceasta cuvântul la ei. Și cu grădinița? Cu grădinița se lucrează la ultimele retușuri acum și ca și la blocul ANL, până la sfârșitul lunii noiembrie, partea de clădire și blocul ANL și grădiniță să fie predate de către constructor blocul ANL celor de la Compania Națională de Investiții și grădinița celor de la Ministerul Învățământului, că pe acel Ministerul Învățământului a suportat parte din acea lucrare de la Giurgiu și după aceea, eu știu, în altă perioadă să ne fie transmise nouă Consiliul Local cele două obiective și pentru a putea fi deschise. Acum mă gândesc că grădinița chiar era de necesitate acolo, mai ales că e cu program prelungit. N-ați avut cu program prelungit? Este cu program normal. A, e cu program normal? Da. În perioada următoare o să depunem probabil o cerere, deoarece la Giurgiu sunt foarte mulți copii la grădiniță, sunt undeva la 4 grupe și în această perioadă, datorită pandemiei, una dintre grupe, grupa mai micuță, am înțeles că merg 2 săptămâni la grădiniță și 2 săptămâni stau acasă. Uh-huh. Dar ca să putem respecta și normele care sunt impuse cu clădirile de acolo. Că împărți grupa în două și... Da. Deoarece la grupa mare și mijlocie era obligatoriu să se țină. Sperăm să este teren în curtea școlii acolo, al liceul tehnologic și să vedem în perioada următoare pe o axă de finanțare și pentru o grădiniță cu program prelungit, deoarece este nevoie. Sunt mulți familiști în orașul Giurgiu care dimineața la 7 pleacă la servici și se întorc la ora 15 și atunci era un avantaj pentru ei să ducă copilul la 7 fără un sfert la grădiniță și să le ia la ora 16. Dar cu centrul acela, cum era? Centru social? Centru pentru... Da, centru de îngrijire. Așa. Și acolo se lucrează. În perioada următoare se vor finaliza lucrările și, bineînțeles, direcția de asistență socială se va muta cu toată echipa de la primărie acolo și vor desfășura activitatea în acea clădire care este renovată de la A la Z. Este una dintre cele mai frumoase. Eu mă gândeam la proiectul acela cu mașini de spălat, cu dușuri, cu... Nu-mi scăpase deci, numele. Deci, centru de îngrijire personală persoanele defavorizate. Acolo a fost o întârziere de la cei de la FIR, de la Timișoara, care au avut ceva probleme, un audit, am înțeles, de la Bruxelles și din martie și până, eu știu, în luna aprilie, când ne-a chemat până luna august, ne-a chemat la Timișoara, ne-a mai cerut 2 clarificări și n-am mai primit răspunsul la cele clarificări până în septembrie. Acolo avem 2 proiecte, acel teren de sport din stațiunea Giurgiu Băi, care ne dorim
cât mai repede să, să-l scoatem la licitație și până, eu știu, când va începe sezonul de vară 2021, stațiunea George Băi să fie finalizat și acest centru de îngrijire personală, tot așa, până la jumătatea anului viitor să, să fie finalizate lucrările cu acele mașini de spălat, eu știu, cu acele toalete, cu dușuri pentru bărbați, pentru femei, pentru persoanele cu handicap și, bineînțeles, acolo își desfășura activitatea două sau trei persoane din rândul romilor din orașul Giurgiu. Da, pentru că speță, el este adresat într-un anumit. Persoane defavorizate, că am spus să nu fie doar pentru rom, că mai sunt și din Giurgiu și satele aparținătoare persoane care cu siguranță se vor înscrie în acest program. Da. Cum vedeți dumneavoastră în continuare munca cu personalul primăriei? Aveți ceva să le reproșați unora dintre ei? Aveți, din potrivă, îi felicitați pentru felul în care s-au descurcat până acum? Se vor exista ceva schimbări pe acolo? Nu vor exista o reevaluare, o chestie de genul ăsta? Nu o să ies cum a ieșit domnul primar de la DEVA și a spus că bine, va face curățenie. S-a părut absolut este foarte, foarte greu de a, de a spune exagerată, așa ceva. Vreau, dacă tot ați spus chestia asta, eu n-am înțeles. Deci domnul primar de la DEVA iese acum după alegeri și spune că face curățenie în primăria DEVA, dar până cu 2 ani și ceva cât a fost primar, ce a făcut? Adică de ce face curățenie după alegeri și, mă rog, ca și la Giurgiu, eu am încercat chiar din 2016 și chiar la ședințele care le aveam cu personalul din primăria orașului Giurgiu, să le spun să nu se implice în campaniile electorale, dacă au o simpatie foarte bine să o țină pentru ei sau dacă vor să se implice în campanii electorale, frumos să-și dea demisia din funcția de, eu știu, dacă era personal contractant sau dacă ești funcționar public, nici public măcar n-ai voie, da, nu avea voie să se implice și atunci nu-i oprește nimeni. Și la mine a fost undeva la 5-6 cazuri în care fiecare... Da. De opinie, da. Probabil, cum spunea și dumneavoastră, până la sfârșitul anului, sigur va fi o reevaluare și o parte din cei care s-au implicat în campaniile electorale nu vor mai face parte din echipa mea, deoarece îmi doresc să fac o echipă care să duce mai departe acele proiecte din 2016-2020 și cu siguranță să venim cu alte proiecte noi și atunci persoane care trădează odată va trăda de fiecare dată și nu-mi doresc să am lângă mine persoane. Doream să am lângă mine persoane care să lucreze doar pentru administrație și ca simpatie politică chiar nu puteam să le interzicem să voteze. Dar am văzut că s-au implicat în campanie, nu i-am înțeles de ce. De mine n-au fost obligați niciunul, nu i-am amenințat niciodată. Păi dar nici n-ați putea să faceți lucrul ăsta, domnule. Bun, poate eu știu, mai sunt primar care le impune angajaților, vedeți că trebuie să veniți cu mine asta, în campanie. Asta e sau... din legea aia nescrisă. Da, din legea. Nu am făcut așa ceva, am bazat doar pe persoanele care erau active ale partidului. Am creat acel grup frumos care doresc să-l putem ține în continuare și de a nu apela la angajații primăriei pentru campaniile electorale, dar bineînțeles au fost dintre ei care au avut simpatii și atunci da. nu puteam să... Ce le transmiteți la final de emisiune celor care s-au uitat la noi până în acest moment? Așa, din postura de primar. Eu sunt primar la primărie, nu? Da. În primul rând vreau să le mulțumesc că au avut încredere și de această dată în mine. Vreau să îi asigur de toată susținerea mea și în perioada următoare voi rămâne același Vasile care l-au cunoscut ei și dacă în 2016 au avut încredere, în 2020 tot așa au avut încredere în mine, cu siguranță și în anii următori, eu știu, încă un mandat sau două, cu siguranță îi rog să aibă încredere în mine și pentru a gândi lucruri frumoase pentru fiecare localitate care este aparținătoare orașului Giurgiu. Ne dorim să facem lucruri frumoase, să ridicăm orașul Giurgiu la standardele care
îi stă frumos unui oraș care are și stațiunea Giurgiu Băi, care ne aduce foarte multă lume. Nu numai nouă orașului Giurgiu și, bineînțeles, și județului Hunedoara. Așa că, dragi cetățeni, să aveți încredere în mine, vă felicit că ați fost alături de mine și, bineînțeles, în perioada următoare, doar împreună să facem lucruri frumoase. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes pe mai departe. Mulțumesc și... și să ne revedem sănătoși. Cu mare drag. Stimați spectatori, Vasile Cărăguț, sub deviza Fapte nu vorbe, primarul orașului Giurgiu, a fost invitat la emisiunea Fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine!